ACS Volei Municipal Zalău are mâine un joc extrem de important în campionat. După ce și-a îndeplinit jumătate din obiectivul propus pentru actualul sezon și a cucerit Cupa României, pentru a rămâne în grafic, gruparea vicecampioană trebuie să învingă mâine de la ora 18 pe CS Arcada Galați în meciul decisiv din cadrul celei de-a doua semifinale a campionatului național Divizia A1. ACS Volei Municipal Zalău nu a avut timp să sărbătorească câștigarea trofeului Cupa României, deoarece la interval de numai 3 zile de la cucerirea trofeului are de susținut un test extrem de important, ultimul joc din cadrul fazei semifinale a campionatului, partidă la finalul căreia echipa câștigătoare își asigură locul în marea finală. Chiar dacă în semifinala Cupei României sălăjenii s-au impus cu 3-1 în fața echipei Arcada Galați, formație împotriva căreia luptă și pentru locul din finala campionatului, zălăoanii tratează cu cea mai mare seriozitate partida de mâine seară și au amânat sărbătorirea trofeului câștigat la finalul săptămânii până la finalul campionatului, când, speră ei, vor avea de sărbătorit câștigarea a două trofee. În ciuda celor 3 victorii obținute în ultimele 2 săptămâni, 2 pe teren propriu și una pe teren neutru, vicecampionii on titre nu își desconsideră adversarul și se așteaptă la o replică dură din partea oponenților, dar speră, cu ajutorul publicului, că își vor apropia victoria și vor face pasul spre marea finală. Startul meciului cu numărul 5 din cadrul celei de-a doua semifinale a campionatului național Divizia A1 se va da mâine la ora 18. Partida va fi găzduită de Sala Sporturilor din Zalău și va fi arbitrată de Soabou Alexi Pop din Oradea și Tudor Pop din Cluj-Napoca.